Bună ziua, numele meu este Alexandra Petcuț și sunt Category Marketing Manager pentru portofoliul de erbicide din cadrul companiei Corteva AgriScience. Ne aflăm în comuna Comana, în județul Giurgiu, într-un lan de rapiță, un hibrid Pioneer PT264, în care a fost utilizată tehnologia de erbicidare cu inovația din portofoliul Corteva AgriScience, respectiv erbicidul Corveto. Erbicidul Corveto este inovația portofoliului Corteva AgriScience, este ultimul produs introdus în portofoliul pe care îl avem și este destinat utilizării în primăvară în cultura de rapiță de toamnă pentru combaterea purienilor dicotiledonate. În compoziția erbicidului Corveto intră două substanțe active, dintre care una este o moleculă nou descoperită, inovatoare, Arylex Activ, alături de care se adaugă clopiralid. Cele două substanțe sunt din clasa auxinelor sintetice și sunt translocate în plantă, în flem și în psilem și sunt preluate la nivel foliar. Doza pe care o recomandăm la acest erbicid pentru a fi utilizat este de 1 litru produs pe hectar și combate burienile problemă din cultura de rapiță de toamnă, precum Chenopodium, Galium, Geranium, Lamium și Papaver. Erbicidul Corveto este o soluție de încredere pentru combaterea burienii din cultura de rapiță de toamnă, Cirsium arvense sau Pălămida. Perioada de aplicare a acestui erbicid este atunci când cultura se află în stadiul de rozetă, BBCH30, până la apariția mugurilor florali, dar aceștia să fie acoperiți încă de frunze, respectiv BBCH50. Este un produs nou în portofoliul Corteva AgriScience, are un profil ecotoxicologic sigur și nu are probleme în asolament în culturile succesive. Ca perioadă optimă de aplicare, recomandăm să fie începând cu temperatura de peste 10 grade Celsius până la 25 de grade Celsius, iar momentul optim de combatere al burienilor este acela când acestea sunt în stadiul mic de 2-4 frunze și în creștere activă. Evitați să utilizați erbicidul Corveto în condiții de stres, respectiv secetă, atac puternic de boli, de dăunători, condiții meteorologice nefavorabile, respectiv, înainte și după aplicarea erbicidului Corveto, nu trebuie să fie temperaturi scăzute sau pericol de îngheț. În caz de cultură calamitată care a fost tratată cu erbicidul Corveto, se pot înființa atât cereale de primăvară, cât și rapița de primăvară și, în special, se poate semăna porumbul. Aveți încredere în portofoliul Corteva AgriScience și în erbicidul Corveto pentru a obține o cultură cu producții ridicate de rapiță de toamnă.